Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem din nou cu domnul Lemmy pe mai Samarcar. Bună, dragilor! În acest episod o să continuăm ce am început să facem data trecută. Adică, hai că da, ce o să facem astăzi? Nu știu, bă, ce facem azi, dar am uitat să dau drumul la camera de la pedale. Bravo! Dar are și tu cu tine acolo, că eu mă duc să dau drumul la camera. Continuând, deci data trecută am cumpărat de la domnul Temo tot ce a fost necesar pentru a construi mașina, pentru a o face funcțională. Emi și-a cumpărat lucrurile off-camera, iar acum o să ne ducem să căutăm roțile de la casa părăsită de lângă fletarii, pentru că momentan nu avem banii de dat pe roți și pe cauciucuri, pe jante și pe cauciucuri, așa că ne vom duce la domnul fletarii. Și-am plecat! Oameni buni! Ca să, în caz că nu știu, stai. Da, dacă vă puteți vă uita aici sub, aici am shopping bag și am baterii, motor oil, diesel și gazolină, le-am luat toate în rucsac. Le putem căra practic fără să le ținem în mână. Cred că mi-a și un de-asta de True Stroke Fuel, că acum suntem în bani și îmi fac șofurul la Mobră. Nu mi-a luat. Nu. Dacă ajung acasă e bine. E bine. Trebuie că verificăm de mers, dacă avem benzină destule. Destulă. Bă, avem destulă. Zic eu. Mamă! Ce mă? Am picat. What? Ce-a fost asta? Nu făcea nimic, pur și simplu. Și mă văd târât pe jos. Mamă! Mamă, ce m-am speriat și eu că a trecut ăsta. Mamă! Bă, ce are bă ăsta? Poate mă calcă vreo mașină. Oprește-te, bă! Dă-te jos că mă calcă mașină. N-am văzut așa ceva, frate. Ia ca sără în aer, ești nebun? Bă frate, n-ai cum, așa ceva, nu pot să mor pe moped. Nu pot să... Ebi. Mai vreau să vorbesc cu mai Samarcar. Vreau să vorbesc cu mai Samarcar. Ce ai vrea să-i spui? Ceva frumos ce nu pot spune pe clip. Ce acum mai pornește? Bă, nu mai pornește, ești nebun? Gata, l-ai stricat. S-a oprit benzina singură. A pornit. Cum să-i cer mașina pe tare, că n-am ce să-i... Și era să mă ia ăsta cu simplificația și... Și băgați și mod de cutie manuală. Mă! Baterii... Ia, poți dau cu bateria? Merge cu bateria. Oleu! Merge cu bateria. Merge? Cu bateria, da. Gata, spor să răbușa. A bă, sari, ești nebun. Eu sunt cu buze albine.
viață. Să o iau pe autostradă sau să o iau pe drum de țară? Ce zice mi? Drum de țară, duc și eu. Oh, mamă, tu știi ce slide am făcut? Ce să faci? Au. Gata, fraților. Am ajuns cu bine acasă. Eu încă sunt pe drum. Ești tot pe drum? Sunt pe drum și vin acum. Nu știu cât am la oră, cred că am 90 la oră. M-am trecut pe șina de tren cu 90 la oră, prea m-am făcut. El era rău, băieți. Să nu avem așteptări mari de la el în această serie. Bun, fraților, am ajuns și eu cu bine acasă, trebuie să dau o țigară. Unde-s țigările? În primul și primul rând, punem bateria la încărcat. Punem canistră de... Bă, tu mergi, nu da drifturi. Și de benzină, ai că nici n-au căzut pe jos. Ia uite omul meu cu chiju cum așteaptă. Abia așteaptă să-i dau. Dar unde e chiju? Lasă-vă că facem rost. Trebuie să mergem cu barca. Hai că mă duc eu cu barca, îmi dau TP direct. Nu zici rău. Parcă mă nebuni să mă duc cu barca pentru o găleată, ești prost? Dar bă, dar găleata aia ți-aduce bani? Mă piși pe aia, nu mă duc cu barca după aia, mă... Mamă, iunie, ți-a început să plouă. Nice-o. Ia să vedem. Bam! Au sărit toate peste tot. E frumos. Eu, fraților, acum fac niște organizare, o să bag un timelapse. Cel mai probabil. Bună, Emiluțe, acum ce facem? Mă duc să mă piș. Sunt bani. Bă, acum vă rog, o să schimb și o camera, că... Trebuie să mă piș. Ok? Sper că mă înțelegeți. Sper. Ah, ce bine este. Te piș. Unde să-mi pun băutura asta de ciovia? Îmi pun aici pe raft. Ce cadou ne-a dat moșul. Rare și în timp ce beau apă... Piș. Ai încercat și realitatea vreodată asta? Da! Și tu? E mișto! Beți copii apă, hidratați-vă! Reclamă la proxy! Apa săracului! Bă, la Bucovina! Te rog frumos! Tu ai Fecovina, nu e Bucovina! Stai-mă de gura! E Bucovina! Săracul ăsta are cană cu YouTube. Ce-o cană cu Rareș. Să continuăm, băieți. Hai să mai băgăm o muzică. Bun. Trebuie să facem și un duș. Că fiind cam împuțiți. Îl facem îmbrăcat. Nu ne mai dezbrăcăm. Bun. Ce face Emiluțe? Fac duș îmbrăcat. Mă spăl și eu. Să nu fim ampuțiți. Deci, acum ce trebuie să facem noi este să facem o schemă ță. Da. Sună telefonul. Ce-o fac tot o schemă ță? Mă sună bunica să-i duc diverse. Diverse? Da. Deci trebuie să facem următoarea schemă.
Băi, mi știi care mi se pare cea mai tare chestie? Mm. Să desfaci pungile direct în frigider. Da. Total de acord. Dar nu poți să desfac pungile direct în frigider. 5, 6, 7. Shopping bag, dar nu mă lasă. De ce nu mă lasă să deschid shopping bag-ul din frigider? Și acum stai și ne uităm cum curge apa. Vă place cum curge apa, copii? Sunetul bogăției. Nu toți au bani să lasă robinetul deschis, așa că... Da? Este un lucru mare să faci acest lucru mirobolant, minunat. Eu încă mă chinui să desfac o pungă din frigider. Eu încerc să-mi dau seama dacă... Rata asta e plină sau nu. Și avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Și-a dispărut aici în negru a uitării. Și ăsta îl pun aici. Becul ne trebuie, Philips-ul ăsta ne trebuie, oil filter ne trebuie. Aici avem haleu, spark plug. Să mă desfac ăsta. Ulu, picară toate. Ce făcuși, mă? Picară toate astea. Bun, am aranjat astea frumos aici, becurile, spujile, tot ce trebuie. Și ne pregătim să construim mașina. Ce mai trebuie noi să facem în acest moment? Este, mă rog, eu am deja tractor aici, dar vreau să mă asigur că am furul el. Pentru că la un moment dat o să ne sune cineva ca să îi ducem lemne. Bă, fraților, cred că mă duc să mă pun să tot niște lemne ca să avem pregătită remorca asta. Și... Hai că mă bag și eu cu tine la tăia de lemne. Bă, să luăm triunghiul ăsta reflectorizant după tractor. E foarte important. Pentru această misiune avem nevoie de 1. Crnați. 2. Ladă de bere. 3. Pachet de țigări. Și cam atât. Mai avem nevoie de lanternă, de lanterna aia pe insulă, așa că nu se face noapte. Haide să plecăm la tăia de lemn. Atunci când ne sună ăla, pac, direct. Nu ce mi ducem și aia. Haideți, fraților, mamă, conduc și UTB-ul. Hai cu UTB ăsta, dacă e. UTB suedez sau finlandez. Kekmet. Kekmet. Ăla parcă e de fapt Valtra sau... Valtra sau... Era o firmă din asta. Nu știu, Suedia sau Finlanda, cred că Suedia. Habar nu. Pe acolo. Bun. Haide, spargem-o. O lemne. De ce nu cade lemnul? Dă-te-mă jos. Așa. Parcă erau 150 de bucăți sau cât erau. Stai. Scutăm pe Google. Na, cum se vede distracție când parcăm la remorca asta aici. E foarte ușor. Bine, după controlă, nu știu cum vine pe tastatură. Deci 2 butuci, 3 butuci, 4 butuci. Și acum ne chinim să dăm lemnele jos de pe butură. 5 butuci, 6 butuci, 7 butuci, 8 butuci, 9 butuci, 10 butuci, 11 butuci. Dă-te mă jos. Ești la el. Am ajuns la 10 sau la 11? Emiluțe? Nu știu, frate. Băieți! Bă, dar de ce nu te dai jos de pe butura? Ia uite-te și tu.
Bă, frate, n-am văzut așa ceva. Ai răbdare. Nu am. Învață să ai răbdare. Vorbe spuse de cineva care să se enerva că nu pornea. Exact. Nu pot să cred. Dacă am ajuns să spal 160 de bucăți de lemn pe mai summer car, să nu mai folosesc mesecetitorul cum probabil tu asta vrei să faci. Nu? Îmi zi tu că nu asta vrei să faci. Și nu vrea lemnul să cadă de pe butură. Putem ce să rima. Mamă! Cred că am pus deja 20 de bucăți. Bă, s-a făcut ora 43 de minute de filmare. Oameni buni. Da. Oameni buni, rămâne ca noi să terminăm treaba asta de făcut. Și noi, desigur, o să ne vedem în următorul episod în care, atenție, vom construi mașina. Așa că, știți pe mine ce aveți de făcut. Like, share, subscribe, abonare la canalul meu. Și aveți să ne scrie canalul Rare și, de asemenea, link-ul către primul episod, dacă în cazul în care nu l-ați văzut, sau undeva pe aici, pe undeva. Eu am fost Emi și alături de mine a fost Rare și salutește oamenii. Salut! Și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa! Bun. De ce nu cade lemnul? Bun, stai că am lăsat filmele pornite.